De obicei, lumea medievală este caracterizată ca o epocă teribilă cu timpuri sângeroase, epidemii ucigașe și boli care distrugeau popoare întregi. Lipsa de igienă în orașe au creat condiții perfecte pentru răspândirea bolilor înfiorătoare și mortale. Multe dintre ele au luat milioane de vieți, de aceea în acest video vom vorbi despre 7 cele mai teribile și periculoase boli din trecut. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! TIF este o boală infecțioasă acută care se transmite de la un om bolnav la unul sănătos cu ajutorul păduchilor. Se caracterizează printr-o mâncărime specifică pe corp, febră și afectarea sistemului nervos și cardiovascular. În cazul complicațiilor, există un risc mare de sângerări interne, inclusiv cerebrale, în rezultatul cărora mor bolnavii. Această boală mergea în pas cu războiul până în secolul XVIII. Numărul de jertfe deseori întrecea numărul morților din cauza luptelor. În Rusia post-revoluționară, în perioada 1917-1921, din cauza timpului, au murit în jur de 3 milioane de oameni. În 1942, în URSS, a apărut un vaccin eficient de la infecție, iar boala a fost învinsă complet datorită antibioticelor. La moment, se întâlnește febra tifoidă, o boală cu simptome asemănătoare, însă se transmite doar prin mâncare. Ciuma e una dintre cele mai fatale boli din istorie. În Evul Mediu, pandemia a capturat întreaga lume și până în ziua de azi rămâne în lista celor mai periculoase infecții. E și clar, de această boală se temea fiecare locuitor al Europei. Tot ce a lăsat ciuma de urmă sunt orașe pustii, sate uitate, gospodării distruse și cimitire lăsate fără grijă. Nimeni atunci nu cunoștea cum să se salveze. Bacteriile care provocau boala erau transportate de puricii care, la rândul său, s-au îmbolnăvit de la rozătoare care, în Evul Mediu, au năpăstuit peste orașe. Ciuma există sub două forme, bubonică și pneumonică. În acele timpuri, mortalitatea reprezenta 95%. Simptomele erau dureri de cap puternice, halucinații, greață, vomă cu sânge, glande limfatice umflate, piele care se înroșește după se negrește, respirația grea și membre ce putrezesc. Sunt doar câteva simptome a ciumei bubonice. Pe lângă asta, epidemiile au avut loc nu doar odată. Haideți să menționăm 3 cele mai numeroase. Prima din cele 3 epidemii teribile a fost ciuma justiniană, care a acoperit pe acele timpuri tot teritoriul lumii civilizate, în timp ce conducător era împăratul bizantin Justinian. Boala a făcut ravagii timp de 2 secole, din 541 până în 750. După a fost Moartea Neagră, a doua pandemie de ciumă din istorie. Consecințele sale au fost catastrofale. Apogeul poate fi considerat între anii 1346-1353, iar focare repetate au continuat până în secolul XIX. Jertfele ciumei au devenit zeci de milioane de oameni. Conform diferitor surse, au decedat de la 30-60% din populația Europei. A treia pandemie de ciumă s-a născut în China, în provincia Yunnan, în 1855. Ciuma s-a extins timp de câteva decenii pe toate continentele pe care trăiau oameni. Doar în China și India, numărul celor decedați a constituit mai mult de 12 milioane. În total, de la diverse epidemii de ciumă, conform diferitor date, au decedat aproximativ 200 de milioane de oameni, însă e imposibil să numim cifre exacte. Gripa spaniolă sau spaniola a căzut ca din cer peste omenire. În perioada 1918-1919 au fost infectați peste 550 de milioane de oameni în toată lumea. Denumirea bolii provine de la locul apariției sale, Spania. Pe teritoriul acestui stat, virusul a infectat mai mult de 40% din populație. Cel mai rău e viteza infectării. În general, boala decurgea fără simptome. Însă dacă și erau, puteau fi descrise așa. Fața albastră, pneumonie, tuse cu sânge, la etape mai târzii se începea sângerare în interiorul plămânilor. Ca rezultat, persoana pur și simplu se înneca cu sânge. Unii bolnavi mureau a doua zi după infectare. Ca urmare a progresului tehnic și anume datorită trenurilor, nave de viteză mare, boala s-a răspândit foarte repede pe planetă. Unele țări au fost închise locurile publice pentru un an întreg, precum judecătorii, școli, biserici, teatre, cinematografe. Printre toți cei infectați, numărul celor decedați din cauza bolii se numără de la 50 la 100 de milioane.
Variola neagră. Variola e o infecție virală foarte contagioasă și tenace, una dintre cele mai vechi de pe planetă. E capabilă să se păstreze în stare înghețată multe sute de ani și să supraviețuiască la temperaturi de până la 100 de grade Celsius. Anume, această boală se consideră de cele mai mari proporții în istorie. În timp de sute de ani au murit milioane de oameni din cauza variolei. În evul mediu, virusul s-a răspândit la o scară atât de largă încât era imposibil să întâlnești un om care nu a fost bolnav. Principalul simptom e un număr mare de ulcere pe corp care după se transformă în cicatrici provocând putrezirea corpului. Alte simptome includ dureri de spate, febră, dureri de cap și vomă. Dar și asta nu e tot. Chiar și cei care supraviețuiau, într-un final, pierdeau dezvederea din cauza acestei boli. În Europa a devenit populară pudra și rujul. Un strat gros de machiaj ajuta oamenii să ascundă cicatricile provocate de variolă. Vaccinul a fost găsit încă în anul 1796 de un medic englez, însă medicii au avut nevoie de aproape două secole ca să vaccineze toți oamenii de pe planetă. În ziua de azi, contra variolei negre există un vaccin care e pus fiecărui om la naștere. Ultima dată a fost infectat cineva pe 26 noiembrie 1977 în orașul Marco din Somale. Până la acel moment, maladia a ucis de la 300 de milioane până la jumătate de miliard de oameni pe întreg globul pământesc. Scorbut. În evul mediu, chiar și avitaminoza putea fi o boală mortală. Scorbutul e o boală provocată de insuficiența acută de vitamina C. Ea a fost descoperită pe timpurile cruciadelor la începutul secolului 13. Cu timpul a fost numită scorbut maritim deoarece de obicei erau bolnavi marinarii. Spre exemplu, în 1495, corabia lui Vasco da Gama a pierdut mai mult de 100 din cei 165 de membri ai echipajului. Iar între 1600-1800, din cauza scorbutului au murit în jur de 1 milion de marinari, ceea ce depășește numărul jertfelor din cauza bătăliilor pe mare în acel timp. În perioada acestei boli crește fragilitatea vaselor sangvine. Pe corp apar mâncărimi, sângerează gingiile și cad dinții. La fel scade imunitatea și apare anemia. Câteva secole la rând, scorbutul se considera o boală infecțioasă și nu se trata, însă în anul 1747 totuși a fost găsit tratamentul. Principalul doctor al Spitalului Maritim din orașul Gasport, Marea Britanie, James Flint, a demonstrat că verdețurile și citriciule pot preveni dezvoltarea bolii. Gripa holera. Pe timpul întregii istorii, omenirea a avut de suferit din cauza holerei. În secolul XVIII a început să se dezvolte transportarea oamenilor și a mărfurilor. S-a schimbat clima, a avut loc invazia colonizatorilor europeni în Asia, asta și-a slujit motiv de răspândire a bolii în Europa. Din 1917 până în 1961, Europa a trecut peste 7 pandemii de holeră. A treia a fost cea mai mortală și au omorât în jur de 2 milioane de oameni. Această boală infecțioasă se înmulțește în apă dulce și când ajunge în intestinul subțire, secretă un toxin care provoacă diaree și vomă puternică. Când omul se află în stare gravă din cauza bolii, deshidratarea e atât de rapidă încât omul moare peste câteva ore după apariția simptomelor. În lumea modernă, holera nu mai prezintă un asemenea pericol precum în trecut, însă până în prezent sunt înregistrate cazuri chiar și focare în țări sărace și în curs de dezvoltare. Oricum, unii specialiști își exprimă părerea despre faptul că degradarea mediului la nivel global poate duce la probleme cu apa curată și în țările dezvoltate. Lepra. De lepră este legată una dintre cele mai întunecate pagini din istoria bolilor infecțioase. Ea se consideră una dintre cele mai vechi maladii. Pentru prima dată, boala a fost menționată în Biblie în papirusul Ebers, la fel de unii din medicii din India. Totuși, perioada de glorie a leprei poate fi considerată evul mediu, atunci au apărut colonii leproși, locuri de carantină pentru cei bolnavi. Ce totuși e lepra? E o boală cronică infecțioasă care se transmite în cazul contactului îndelungat la nivelul pielii cu o persoană bolnavă sau prin salivă. Infecția afectează stratul pielii, sistemul nervos periferic, căile respiratorii, ochii, mâinile și picioarele. Persoana bolnavă începea să putrezească de vie. Când o persoană se îmbolnăvea, era înmormântată după un fel de scenariu. Persoana era pusă în sicriu, sicriul era coborât în groapă, deasupra se arunca niște pământ, după acest ritual omul mergea în acel loc de carantină. Pentru cei apropiați, persoana se considera decedată. După se
se izola de societate. Bolnavilor deseori li se dădea o haină mare cu glugă de culoare neagră și un clopoțel pentru a înștiința pe cei din jur despre faptul că se apropie un bolnav. Oamenii se temeau de ei și îi urau. Pe acele timpuri, lepra se considera o pedeapsă pentru greșelile sale. Vârful îmbolnăvirilor a fost în secolul 12-14, când focarele au fost înregistrate în majoritatea statelor europene. La moment, lepra se poate diagnostica la etapa incipientă și se poate trata, însă dacă diagnoza e pusă târziu, atunci pacientul devine invalid. Cele mai triste timpuri în istoria medicinei din Evul Mediu pot fi numite focarele de boli infecțioase. La acea etapă, medicina nu era dezvoltată, chiar dacă au fost încercări. La ziua de azi mai întâlnim ecoul maladiilor teribile. Planeta se schimbă atât de repede, iar noi nu reușim să inventăm medicamente și vaccinuri. Și nu există un panaceu pentru toate bolile. Unele epidemii au rămas pentru totdeauna în trecut, însă unele până în ziua de azi distrug încet omenirea, iar unele din ele în general evoluează făcându-i confuz pe oamenii de știință. Ele se adaptează și la antibiotice și la vaccinuri. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!